datoriile la utilități din sezonul rece, nevoia de medicamente, ori efectuarea unor intervenții chirurgicale sunt principalele motive din cauza cărora foarte mulți giurgiuveni depun solicitări pentru împrumut la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Giurgiu. Suma medie împrumutată de către cei aflați în această situație este de 2400 de lei, iar numărul celor care solicită bani de aici crește de la o zi la alta. În ultima perioadă se observă o creștere a solicitărilor de împrumut și v-aș da doar un exemplu, s-a ajuns cam la 70 de solicitări pe zi și dacă facem o comparație cu perioada corespunzătoare anului trecut, observăm o creștere în anul ăsta de peste 50%. Reprezentanții Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Giurgiu se așteaptă ca în perioada următoare ca numărul celor care doresc împrumuturi să crească, având în vedere apropierea sărbătorilor pascale. Cei care doresc să facă un credit aici trebuie să fie membri instituției non-bancare, să fie bun platnici și să aibă pe cineva care poate gira pentru ei. Potrivit președintelui CEAR Pensionar Giurgiu, cei care îndeplinesc aceste condiții își primesc banii în aceea zi în care au depus solicitarea.